Bună ziua atât celor de aici, cât și mai ales celor care ne văd din spatele ecranelor. Deși în ultima vreme țin undeva la 3-4 prezentări, mai ales online în ultima vreme, vă spun foarte sincer că sunt foarte emoționată de data asta și nu din cauza că este pandemie și din cauza că vorbesc online, ci din cauza că în toți acești 15 ani de experiență în digital marketing, am fost inspirată de evenimentele lui Cristi Manafu. Sunt unul dintre oamenii care acum 15 ani creștea cu evenimentele lui. Eram cea mai fericită atunci când puneam mâna pe o invitație, pentru că eram un junior într-o companie și efectiv de acolo mi-am găsit inspirația întotdeauna să pun lucruri în practică. Și sper ca inspirația asta să ajungă și la voi. Așa cum spunea mai devreme Cristi, sunt un om care încearcă să poarte mai multe pălării în același timp, tocmai pentru că zona asta de digital marketing este despre a experimenta întotdeauna, pentru că lucrurile se schimbă foarte, foarte repede, cu o viteză cu care este foarte greu să ții pasul. Eu țin cursuri de marketing online constant și mi se mai întâmplă să se schimbe câte o interfață, Google Ads, Facebook Ads, ceva de genul ăsta, se schimbe un KPI, o funcționalitate în timpul cursului și atunci chiar trebuie să te adaptezi foarte repede și să-ți dai seama care e faza din spate, după care să te documentezi. Pentru mine, YouTube a fost așa o surpriză cerută de cursanți, tocmai în ideea în care, neavând foarte mulți clienți, neavând foarte multă legătură cu zona asta, mi-a fost destul de greu să-mi dau seama din prima cu ce se mănâncă doar urmărind niște tutoriale ale lui Google. Și așa că m-am apucat să pun lucruri în practică. Am pus lucruri în practică atât pe zona de YouTube organic și asta s-a întâmplat în cazul canalului meu de YouTube, Digital Branch. Dacă nu v-ați abonat până acum, puteți să o faceți pentru că share-uiesc chiar lucruri legate de digital marketing. Iar în același timp, în zona de advertising, am avut ocazia să experimentez cu mai mulți clienți, printre care și Answer.ro. O să vă povestesc principalele lucruri pe care le-am învățat. Eu le-am învățat așa, the hard way, citind, auzind o soiul de sfaturi și încercând să-mi dau seama care dintre ele mi se aplică. În primul și în primul rând, e important de menționat că și eu am citit tot soiul de statistici despre YouTube ca să-mi dau seama cine este audiența și cum ajung eu la oamenii ăștia. M-am înhămat din prima în zona asta de YouTube organic la o misiune destul de complicată și anume la misiunea de a mă bate cu o audiență internațională. Mi-am deschis un canal de digital marketing în engleză și practic trebuia să fac așa încât să fiu indexată pe subiecte de tip digital marketing, pe internațional. Ce mi s-a părut mie foarte interesant și aș vrea să share-uiesc cu voi aceste statistici, mi s-a părut super tare că, și așa este, într-adevăr, logic vorbind, oamenii urmăresc YouTube mai ales în weekend. Și atunci, dacă tu ai un conținut care ar trebui să fie în zona asta de entertainment sau dacă este un conținut de tip how-to de asemenea, cum era în cazul meu de cursuri online, era foarte util să-ți dai seama că e bine să postezi joi sau vineri. Eu am început să postez lunea, așa că m-am ținut de chestia asta o vreme, după care am văzut că numărul de view-uri organic creștea foarte mult atunci când postam joi sau vineri, mai ales joi seara, a funcționat optim pentru mine, pentru că apuca video-ul să se indexeze, iar ulterior utilizatorii apucau să-l vadă în weekend. Ce mi s-a mai părut mie foarte tare este că, deși ni se tot spune că videourile trebuie să fie scurte, că oamenii nu au timp să urmărească un video și așa mai departe, pe YouTube sesiunea medie la nivel internațional, conform datelor celor de la Viewability, este la 40 de minute. Și ideea e că nu sunt 40 de minute doar în videoul tău, decât dacă videoul tău este făcut foarte bine. Dar comportamentul pe YouTube este un fel de binging. E același lucru pe care îl face Netflix foarte bine. Practic, utilizatorul sare dintr-un video în altul și asta e ceea ce trebuie să încurajezi și tu pe canalul tău. Evident, ideal este să sară dintr-un video în altul al tău și cumva să creezi o poveste în care utilizatorul să poată, de la un video la altul, să
urmărească lucruri în funcție de obiectiv. Un alt lucru foarte interesant pentru mine a fost că 25% dintre utilizatori, la nivel internațional spun acum, nu e pe România, nu am statistica pe România, dar se pare că doar 25% dintre utilizatori urmăresc YouTube pe mobile. Mie mi s-a părut mind-blowing, mai ales în condițiile în care, nu știu, 70% dintre utilizatori urmăresc Facebook pe mobile, comenzile din online se întâmplă de pe mobile și așa mai departe. Dar se pare că în zona asta utilizatorii merg mai ales de pe desktop. De ce intră oamenii pe YouTube? Nu o să insist foarte mult pe chestia asta, dar e foarte important să știm care ne este mindset-ul. 53% intră ca să fie inspirați, să-l urmărească pe Simon Sinek, să audă cum să-și motiveze echipa, zona asta, sau să urmărească un tutorial de, nu știu, să urmărească, scuze, ultimele colecții de modă, sau să se distreze, acel sharing de videoclipuri funny. Mai sunt însă pe YouTube, pentru că YouTube e practic al doilea motor de căutare din lume și din România, mai sunt însă un 47% dintre utilizatori care intră să caute ceva. Cei de la Google împart căutările făcute pe YouTube în trei grupe mari care se diferențiază. Utilizatorii care caută să învețe ceva, vor să învețe digital marketing, în cazul canalului meu de YouTube, hopefully, vor să facă ceva, vor să învețe cum să se automacheze sau, nu știu, cum să se îmbrace pentru nu știu ce forma siluetei sau mai știu ce, să-și instaleze o nouă placă video singuri. Și mai sunt și cei care caută să cumpere ceva. Și aici, pentru e-commerce, o mențiune specială, chiar sunt foarte importante videourile de unboxing sau acele videouri 360 în care arătați efectiv frigiderul pe care îl vindeți sau telefonul mobil și așa mai departe. Pentru că, mai ales în cazul achizițiilor mai scumpe, utilizatorii se duc și pe YouTube și dacă nu vor găsi videoul vostru, vor găsi un video de la altcineva să vadă cum arată un anumit produs pe care doresc să-l achiziționeze. Și dacă găsesc un video de la altcineva, poate îl achiziționează de la aceea. Și nu e evident în avantajul nostru. Bun. Din punct de vedere Google, YouTube organic, pentru mine era foarte important să înțeleg că e un al doilea Google, e un motor de căutare, pentru că conținutul meu era exact acela care răspundea acestor căutări, vreau să învăț ceva. Și deci atunci trebuia să răspundă unor căutări. Primul lucru pe care l-am făcut, și aici vă încurajez să începeți, am făcut un keyword research, atât în zona planificatorului de cuvinte cheie, ca să văd ce se caută pe Google despre subiectul respectiv, pe anumite țări, evident, cât și pe YouTube. Pe YouTube există numeroase tool-uri gratuite. Cred că cel mai utilizat la noi în România, așa în industrie, este vidIQ, dar mai sunt multe altele, le aveți aici pe slide. De asemenea, vă puteți folosi pur și simplu de YouTube Suggest, deci pur și simplu de autocomplete-ul lui YouTube, dar pe care nu uitați să-l folosiți din fereastră de incognito, pentru că acolo, în principiu, nu va ține cont de istoricul vostru de navigare pe YouTube. Deci, facem acest keyword research și vedem ce caută efectiv utilizatorii. Eu una așa mi-am dat seama că în primele episoade Digital Branch povesteam despre Facebook Ads, Google Ads și tot soiul de alte nebunii. Mi-am dat seama însă din keyword research că utilizatorii voiau mai ales inspirație de tipul Digital Marketing Training Recommendations, Digital Marketing Books. Și așa că m-am folosit de asta și am făcut videouri special pentru acele topicuri ca să-i atrag pe utilizatorii care caută digital marketing books, iar apoi să-i fac să urmărească următoarele mele videouri. Bun, și atunci, practic, ce trebuie să facem este să găsim aceste keyword-uri, să creăm conținut pentru ele sau să optimizăm conținutul pe care deja îl avem pentru respectivele cuvinte cheie. Și aici îmi pare rău să vă spun dacă nu vă place zona de SEO, dar și pe YouTube, pe zona asta de organic, dacă vrem să fim indexați, este tot un fel de SEO pentru YouTube. Și atunci pot fie să apelez la o agenție specializată și chiar vă recomand să faceți asta, sau dacă sunt un creator de conținut, cum eram eu în acest caz, trebuie să fim atenți la câteva aspecte. Spuneam că în keyword research am luat acele cuvinte cheie care sunt de interes pentru mine. Unde le folosesc pe acestea? Păi, în primul și în primul rând, în titlul videoului meu. Este foarte important ca titlul videoului pe YouTube să conțină cuvintele cheie la care doriți să răspundă. Spre exemplu, în cazul meu,
Vroiam ca acest video să fie indexat pentru Digital Marketing Books, trebuia ca titlul să conțină Digital Marketing Books. Am văzut că sunt și multe căutări Digital Marketing Books for Beginners, pentru începători, am inclus exact expresia respectivă de căutare în titlu. Dar de asemenea, nu uitați că titlul trebuie să fie și atrăgător, trebuie să atragă CTR, trebuie să atragă o rată de click mare atunci când videoul apare în pagina de rezultate de căutare. Și atunci este important să fie și atrăgător. Nu știu, spuneți ca mine aici top 12 digital marketing books sau alte astfel de lucruri. Unde mai folosim însă cuvintele cheie? Păi în descriere. Și așa am aflat și eu făcând niște cursuri pe YouTube marketing la CXL și chiar mi-au prins foarte bine. Am aflat cât de important este să punem un transcript al întregului speech din video, un transcript de până în 5.000 de cuvinte, cu tot ceea ce se vorbește în video. Nu doar că este util pentru cei care vor să vadă despre ce e vorba și să vadă dacă merită sau nu să urmărească videouri, dar ajută din punct de vedere al indexării, pentru că acel transcript conține, hopefully, și așa ar trebui să conțină, exact cuvintele cheie pe care vi le doriți. De asemenea, subtitrarea ajută și ea foarte mult în zona asta de indexare. Ce mai ajută, și le avem acolo puse foarte frumos, cu tot cu scorul lor din VidIQ, mai ajută foarte mult tagurile. Tagurile ar trebui să fie cuvinte cheie, exact cuvinte cheie pe care sunt numere mari de căutări. Ce mai contează foarte mult pentru indexare, exact la fel ca și în Google Organic, exact la fel ca și în zona asta de SEO, contează foarte mult rata de click pe care o obțineți în pagina de rezultate ale căutării pe YouTube. Atunci când omul caută Digital Marketing Books, apărem eu și cu încă alții. Ce pot să fac ca să am o rată de click mai mare decât ei? Pot să am un thumbnail atrăgător, unul care se vede, eu mi-am pus unul aici cu o culoare neon și mi-a crescut foarte mult CTR-ul, unul care să conțină oameni, ar fi de asemenea util, sau uite cum e în cazul acelui concurent, că practic concurează cu mine în rezultatele de căutare YouTube, efectiv obiectul videoului, cărțile. De asemenea, titlul contează foarte tare. Cu cât aveți o rată de click mai mare, cu atât veți fi mai bine indexați în YouTube. Ce mai contează foarte mult? Să think binging, am zis eu aici. Contează practic să-l țineți engaged pe utilizatorul de YouTube. Dacă voi o să țineți utilizatorul în YouTube, YouTube o să vă iubească, pentru că el asta își dorește, să nu-i plece omul care intra pe YouTube. Și aveam într-un slide mai devreme și n-am apucat să spun asta, comportamentul în YouTube ca motor de căutare este un pic diferit față de Google. Dacă pe Google utilizatorul intră, face o căutare, se uită pe respectivul site, după aceea revine, mai face o căutare dacă nu i-a plăcut sau dacă mai vrea să mai afle mai multe informații, pe YouTube lucrurile se întâmplă puțin diferit, în sensul în care, conform datelor celor de la Google, majoritatea utilizatorilor intră, fac o căutare și după aceea fac binging dintr-un video în altul. Și aici sunt foarte importante aceste carduri, aceste timestamp-uri în care îi ajut pe utilizator să navigheze prin videoul meu ca să nu se plictisească de blablau meu și le spun la care minut și secundă vor afla următorul sfat de nu știu ce era pe acolo, YouTube marketing să zicem, și așa mai departe. Cardurile de final, toate cardurile de recomandări. Dacă tot e un produs Google, evident că are și Analytics, iar eu cel puțin am învățat foarte multe din zona asta de YouTube Analytics. Este util să ne uităm acolo și să vedem care este rata de drop-off, la al câtelea minut sau secundă uneori fac utilizatorii drop-off, renunță la videoul tău. Fac sau nu binging pe canalul tău? Care a fost conținutul cel mai engaging? Care a fost conținutul la care s-a uitat cel mai mult? Și util apoi să stați așa ca un fel de regizor și să analizați de ce s-a uitat mai mult la un anumit conținut, de ce a urmărit o durată mai mare dintr-un anumit video și de ce mai puțin dintr-un alt video. Și evident, contează foarte mult pentru indexare ca videoul vostru să primească trafic și din alte surse, cum ar fi social media și așa mai departe. Deci nu uitați că este foarte util să îl share-uiți. Până o fac alții, îl share-uiți voi prima și prima oară. Un alt truc destul de important pe care l-am învățat, tot așa luat dintr-un training și după aia pus de mine în practică,
a fost faptul că am aflat că primele 10 secunde sunt alea cele mai importante și că acolo trebuie întotdeauna să spui un insight interesant, pentru că altfel utilizatorii se plictisesc. E destul de la mintea cocoșului, știu, dar este bine uneori să-ți mai spună cineva lucrurile astea. Și asta am observat și eu. Dacă reușești din primele 10 secunde să-i atragi și să le spui că urmează un anumit lucru, utilizatorii sunt mult mai multe șanse să dea click pe un timestamp sau să se uite mai departe. Alte lucruri foarte utile de știut, videourile care conțin oameni, la fel ca bannerele pe Facebook, pe ce ori fie ele care conțin oameni, au o rată mult mai bună de engagement, de click, de ce vă doriți voi. Close-up-urile sunt foarte, foarte importante. De asta, dacă o să vă uitați, mari creatori de conținut din România, din internațional, tot se folosesc foarte mult de close-up-uri. Este foarte util dacă le aveți, dacă aveți un om în video, să puneți și pe thumbnail omul, close-up-ul, pentru că la fel rata de click este mai mare. Ritmul alert este foarte important. Este foarte important să le spuneți voi utilizatorilor să subscribe la acest canal, să se aboneze, pentru că de cele mai multe ori chiar o vor face dacă vă vor auzi spunând asta. Altfel, dacă eu nu le dau acel call to action, mulți dintre ei poate că vor uita. Mie personal mi s-a părut penibil la început, mi se părea dă-o încolo, sigur nu o să funcționeze chestia asta, dar chiar așa a fost în momentul în care am făcut acest call to action către subscribe, rata de subscribe din videouri a crescut foarte, foarte mult. Un alt lucru foarte, foarte important este să puneți text pe ecran și nu doar subtitrare, dar am uitat să spun de subtitrare. Subtitrarea e importantă pentru indexare, e importantă și pentru cei care poate urmăresc YouTube la serviciu, mai ales înainte de pandemie sau, nu știu, alături de cineva care doarme în cameră în ziua de azi, să zicem, și nu îl urmăresc cu sonor, să zicem că n-au căști. Dar e foarte important și să puneți text pe ecran, tocmai ca să atrageți atenția celui care se uită. O chestie care mie mi s-a părut wow și m-a ajutat foarte mult, vă spuneam că trebuie să fiți ca un fel de regizor. Un sfat care mi-a plăcut mie foarte mult și efectiv m-a ajutat practic a fost să-mi gândesc videoul împărțit în mai multe calupuri. Am uitat să mai spun un lucru. Am plecat la drum cu percepția asta că videourile trebuie să fie scurte, pentru că asta auzeam peste tot. Însă pe YouTube, contentul care vrem să fie indexat, mai ales cel care o răspunde unei căutări, este mult mai bine să fie mai amplu, pentru că și YouTube o să-l iubească, pentru că și utilizatorul poate vrea într-adevăr, dacă sunteți un bun creator de conținut, să urmărească mai mult conținut. Și e foarte fain acest truc de care vreau să vă spun, să vă împărțiți videoul în mai multe calupuri din punct de vedere scenariu și să vă gândiți la filmarea lui, așa încât acele calupuri să fie interschimbabile. Vă gândiți, pun mai întâi sfatul 1, apoi sfatul 2, apoi sfatul 3, spre exemplu. Încercați să încărcați videoul așa și faceți un AB test. Încărcați videoul și în varianta, nu știu, sfatul 3, sfatul 2, sfatul 1. Vedeți cum vă crește sau vă scade rata de engagement în video, ca apoi să învățați lucruri practice despre comportamentul celor care îl urmăresc. Orientarea verticală sau orizontală este evident în funcție de dacă îi targetați pe cei care îl urmăresc de pe mobile sau cei care îl urmăresc de pe desktop și aici ne ajută foarte mult și zona asta de analytics. În momentul în care fac reclamă pe YouTube, evident că gândesc lucrurile puțin diferit. Iar aici, unul dintre cele mai importante lucruri de care aș vrea să țineți cont în zona asta de YouTube advertising, este că din numeroasele formate care există, fiecare dintre ele este gândit pentru un anumit obiectiv de reach, de atingerea utilizatorilor, de a aduce pe utilizatori pe site, de a atinge cu un anumit mesaj și așa mai departe. Dar una dintre cele mai șmechere tipuri de reclamă, care deja a început să crească foarte mult în pandemie și în România, este acest skippable in-stream ad, căruia îi se spune în nenumărate feluri și YouTube îi tot schimbă numele. Sunt aceste ad-uri peste care utilizatorul poate să dea skip după 5 secunde. Este foarte, foarte util să țineți minte că aceste videouri, chiar dacă utilizatorul poate să dea
click pe, să dea skip peste ele după 5 secunde, nu trebuie să le faceți scurte. Pe mine asta m-a ajutat foarte mult să-mi cresc rata de subscribe pe canalul de YouTube, în momentul în care mi-am dat seama că acest trailer pentru canalul meu trebuia să aibă o durată optimă de mai mult de 30 de secunde. Pe respectivele ad-uri plătiți, fie când utilizatorul dă click și vă este util să dea click pentru că este un utilizator engaged, fie când utilizatorul ajunge la finalul videoului și din punctul ăsta de vedere e bine ca videoul să fie cât mai încolo, să fie un video cât mai lung, așa încât să-l descurajăm pe utilizator să ajungă la final doar în ideea în care el poate era în procesul de ascultare dintre două melodii sau atunci când utilizatorul când ajunge la final, când dă click, n-am uitat nimic. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, ce am observat eu este că durata optimă a unui video folosit pentru skippable in stream este de peste 60 de secunde. Recomandările specialiștilor internaționali de YouTube este chiar de 90 de secunde, durată maximă. Și o altă recomandare aici, dacă vă folosiți de respectivul format, e foarte, foarte important să spuneți în acele 5 secunde numele brandului, să apară pe ecran logo-ul brandului, ca în cazul în care utilizatorul nu va da click sau nu este interesat de conținutul vostru, măcar să vă audă brandul, să aveți această zonă de afișare. Vă mulțumesc foarte mult! Sper că au fost utile recomandările și vă invit ca în orice ține de digital marketing să experimentați voi, să ascultați, să fiți inspirați și să ascultați voi mai departe.